Revista trimestrială de cultură, Bocșa Culturală a pășit cu încredere în cel de-al 25-lea an al existenței sale. Revista Bocșa Culturală, la începuturi cu apariție lunară redactată de Biblioteca Orășenească Tatăuancea și Primăria Orașului Bocșa, a apărut pentru prima dată în luna martie 2000 sub aceeași denumire. Ca orice întâmplare frumoasă, revista are în spate o istorie vastă. Ideea înființării unui periodic la Bocșa a venit de la inginerul Victor Creangă, primar al orașului Bocșa, în perioada 1996-2000. Acesta își dorea un buletin informativ pentru a comunica mai bine, mai eficient cu cetățenii orașului. Așadar, periodicul se numea Bocșa 2000 și avea apariție lunară. Mai trebuie precizat faptul că de la început echipa Bocșa 2000 l-a avut alături ca îndrumător și editor pe maestrul Gheorghe Jurma. În 30 septembrie 1997 a apărut primul număr din ziarul Bocșa 2000, buletin informativ înființat de Biblioteca Orășenească Tatăuancea și Primăria Orașului Bocșa. Concomitent a apărut un fel de supliment cultural intitulat Ramuri, revistă culturală editată de Biblioteca Orășenească Tatăuancea și Primăria Orașului Bocșa. A cuprins fapte și evenimente culturale, creații literare semnate atât de autori bocșeni, cât și de mari scriitori naționali. Din martie 2000 își schimbă denumirea în Bocșa Culturală. Revista s-a născut ca un mod de informare culturală a utilizatorilor bibliotecii, de publicitate și de comunicare a colecțiilor și activității bibliotecii. În timp, prin colaboratorii săi, revista și-a extins aria de la simpla informare, s-a ajuns la redactarea unor articole pe teme de cultură și istorie locală, dar și națională, pe teme religioase, a unor biografii, recenzii de carte, creații literare ale bocșenilor și nu numai, autori consacrați sau doar debutanți. Revista Bocșa Culturală oferă secvențe din istoria Bocșei, omagiază personalitățile și evenimentele culturale ale orașului, actuale și retrospective, oferă informații de interes public pentru comunitatea locală, promovează tinere talente și are ca scop atracția populației spre carte și cultură, spre bibliotecă în special. Oferă informații de interes public pentru comunitatea locală și este cuprinsă în activitatea de informare a utilizatorilor bibliotecii, de animație culturală și comunicare a colecțiilor, de atracție a non-publicului spre lectură. Bineînțeles, la 25 de ani de revistă culturală avem în spate un istoric și trebuie să precizez că istoria presei din Bocșa este mult mai veche, doar că noi acum ne referim la o revistă care s-a dovedit în timp a avea continuitate și a fi longevivă. Doar Basiova lui Tatăuancea a mai reușit să atingă aproape 20 de ani de apariție, însă trebuie să precizăm că Vasiova nu apărea doar la Bocșa, ci, așa cum spunea Tatăuancea, unde dă Dumnezeu, adică și la Oradița și la Timișoara, pe când Bocșa Culturală este revista culturală a orașului Bocșa din martie 2000, cu o apariție neîntreruptă, la început lunară, apoi din 2003, în momentul în care revista a prins contur și a fost copertată și cu o apariție trimestrială. Mai trebuie să spunem, dacă este vorba de un istoric al revistei Bocșa Culturală, că în 1997 primarul de la acea vreme, inginerul Victor Creangă, a venit cu ideea realizării unui periodic la Bocșa și pentru acest lucru a apelat la bibliotecă, deoarece domnia sa considera că biblioteca este instituția cea mai privită să realizeze un serial, un periodic, fiindcă
În bibliotecă se perindă multă lume, noi avem un serviciu cu publicul, organizăm diverse activități culturale la care vine foarte multă lume, avem acces la comunitate foarte ușor și avem acces la informație mult mai ușor decât alte instituții. Și primarul de la acea vreme, Victor Creangă, a apelat la bibliotecă să realizeze un buletin informativ, se chema Bocșa 2000, un buletin informativ pentru a comunica mai ușor cu cetățenii orașului și pentru a pune la dispoziția cetățenilor tot felul de informații din partea administrației locale. S-a transformat acest buletin informativ într-o revistă de cultură care la început s-a numit Ramuri, apoi am trecut la denumirea de Bocșa Culturală. În anul 2000 a apărut primul număr al revistei, de altă dată revistă de cultură, Bocșa Culturală. Ne îndreptăm, intrăm în cel de-al 25-lea an de apariție. Trebuie să mărturisesc și trebuie să mulțumesc oamenilor care ne-au fost alături, fără sprijin, fără înțelegere, fără ajutor. Nici o publicație nu poate avea nici continuitate și nici o astfel de longevitate. Bocșa Culturală s-a bucurat de sprijinul administrației locale, indiferent de primar, indiferent de membrii ai Consiliului Local. Revista Bocșa Culturală a găsit întotdeauna înțelegere și finanțare pentru un minim număr eventual de exemplare. Trebuie să mulțumesc editorului Gheorghe Jurma, care a fost alături de Bocșa, de Bocșa Culturală, de revistele și publicațiile orașului Bocșa încă din 1997. Atunci am apelat la Gheorghe Jurma pentru a ne instrui și a ne ajuta în realizarea unui periodic și colaborarea a continuat. Această întâmplare frumoasă a bibliotecii din Bocșa, numită Revista Bocșa Culturală, se datorează și importanților, valoroșilor noștri colaboratori, oameni de cultură care acceptă în mod voluntar, adică fără a fi plătiți, fără a fi, eu știu, recompensați în vreun fel, să scrie, să trimită materiale valoroase, să scrie și să publice în revista Bocșa Culturală. De curând a fost publicată ediția cu numărul 4 pe anul 2023 al revistei Bocșa Culturală, o revistă a Bocșei pentru bocșeni și nu numai. Fiind inițiată și realizată de Biblioteca Orășenească Tata Oancea, revista Bocșa Culturală este o publicație cu apariție trimestrială, iar acest număr încheie anul 2023 și cuprinde evenimente ale Bocșei organizate în perioada septembrie-decembrie 2023. Revista cuprinde pagini de istorie culturală, de literatură, istorie și artă, care iată pășește în cel de-al 25-lea an de apariție neîntreruptă. Pe parcursul întregului an 2024 așteptăm mesajele colaboratorilor și cititorilor noștri, deoarece, așa cum spuneam, în anul următor, 2025, vom realiza un volum dedicat revistei Bocșa Culturală la 25 de ani deja împliniți de apariție și ne-am bucurat să avem cât mai multe mesaje, cât mai multe mărturii din partea celor care ne citesc și, evident, așteptăm noi colaboratori, iar celor pe care îi avem vrem să le transmitem
prețuirea și recunoștința noastră.